Salutare dragilor și bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi suntem în față la conacul Șerban Cantacuzino, care se află lângă satul Drăgănești. Aș fi vrut să spun în sat, dar uitați-vă mai exact unde suntem. Este pe un drum de ăsta neasfaltat. Printr-o pădurice aș putea zice, nu? Nu e pădure, dar nici câmp nu e. Da, acest conac și cu terenul din jurul lui a fost primit cadou de la cine? Ce mai contează, vreau și o prietenă. L-a primit cadou la 1658, deci conacul are peste 300 de ani. Avem aici o autostradă de furnici, vezi? Și a fost construit pe niște beciuri mai vechi și adânci. O să ajung și la cele beciuri imediat. Deci gândiți-vă, 1650 sunt 350 de ani, aproape 400 de ani are conacul și beciurile sunt mai vechi. Deci pe aceste beciuri a fost construit conacul. Ele se aflau dinainte aici. Hai să intru puțin din asta. De ce înțeleg, sunt mai multe. Ia. E cam... Da. Uitați și pe aici și coboară așa, mamă, cum e. E foarte interesant. Wow. Trebuie o lanternă, ceva aici. Mamă, ce mare e. Hai să nu fie cineva pe aici. Hai, dacă tot am intrat, intru singur, pentru că baby mi-a spus de la început că nu are de gând să intre. Deci beciurile astea au vechime de peste 400 de ani. Și o cărămidă mână așa de formă. Cine știe de ce dau pe aici. Dita mai beciu. E tuneric bezna. Uitați aici. Se vede ceva lumină. Ce era asta? E risit ceva? Cine știe? Da. Deci, beciurile astea pot avea chiar mai mult de 500 de ani. Sunt foarte vechi și destul de adânci. Haide să mergem și în conac. Vrei să intri în beci? Mamă! Deci e foarte mare și adânc. Camera aia din colț de tot, să ai foarte mare grijă când o să te duci, pentru că se vede că este un cuit de iespi. Hai cu mine! Și după zgomot mai e ceva așa în colț. Ai grijă pe unii cali. Hai cu mine, tu ești ghidă? Sunt de la fădeala, aș putea spune chiar că a căpătat sol. Vegetația acolo e sol. Da. Da, ai grijă la... Asta era terasa. Deci ăsta este conacul. Dar imediat lângă el aici vom merge după aia, mai este o clădire. Unde? Am înțeles. Baby spune că a văzut una, da.
Deci mai e una și aici. Nu este într-o stare bună deloc. Deja au crescut pomii pe aici, vegetația, după cum observați. Mi s-au părut foarte interesante acele beciuri. Și alea cred că vor rămâne într-o condiție bună, pentru că ei sunt destul de solide din ce am văzut. Da. Mergem imediat și aici, dar asta e o construcție mai nouă, am impresia. Destul de zid acest gros, destul de gros acest zid al conacului. Da, nu prea am ce să vă arăt pe aici. Sunt camerele goale, pline de vegetație, fără acoperiș, ceea ce este bine, că nu mai stau cu gândul că ar putea pica ceva de sus. Nici nu cred că are rost să mai intru prin astea. Aici. Da, mai este cineva pe aici. Mai sunt niște persoane, cred că caută ciuperci, urzici. Nu pot să-mi dau seama. Probabil de aici din sat. Haide să mergem și la clădirea asta de lângă. Baby, pe unde ești? Ia, la ce te uiți? S-a încercat să-l restaureze și uite, niciodată că nu-i dă pe tencuiala lui, apoi încă o tencuială, apoi încă o încercare, adică... Da. Se vede că a fost, uite, și aici au fost astupate ferestrele vechi. S-au făcut modificări. Am dat ce tare beciu și puțin așa scary. La 1658 i-a fost dat lui ăsta. Deci era construit deja și când a fost construit, beciurile astea erau încă aici. Știu, am spus chestia asta. Asta cred că e mai nouă construcția. Nu știu. Aici probabil după vremea comuniștilor au luat iconacul și au mai făcut pe lângă niște anexe, ceva. Gen aici bucătărie, sală de mese, cine știe. Pentru că observăm că avem... faianța asta pe pereți și al motiv decât bucătăria nu cred că există, nu să pui faianță pe pereți. Sau... M-am avut aici la un o expoziție de artă cu artiști deosebiți, reprezentativi ai neamului, după cum se poate observa. Da, că s-au jucat și zero. Haide. Are pământ? Nu? Da. Asta este continuarea la ce ați văzut mai devreme. Și după cum observați aici, foarte mulți pomi de toate felurile. Practic e o pădurice. Așa, și ăsta este conacul, l-ați văzut mai devreme, mai este încă un corp încolo, mergem
și acolo să vedem despre ce e vorba. Da, deci conacul, aici cum am spus, bucătărie, sală de mese, ceva de genul, și construcția este mai nouă. Iar aici, probabil niște toalete, da, da, se turcește. Așa. Deci acum văd imediat în spatele conacului, vedeți aici, încă ceva. Păi, dar beciul ăsta super tare. Chiar e tare, tare. Eu am intrat pe aici, am făcut dreapta și după aia stânga. Uitați ce frumos au înflorit pomiște. Da, și acum mergem aici în stânga. Baby! Aha. Vreau să văd pe unde ești. Uitați și voi cum e zona aici. Pădure, liniște. Trebuie să ocolesc puțin ca să pot să intru și eu. Că e vegetație necontrolată. Aici avem un zid de cărămidă. Probabil delimitează proprietate. Și ăsta pare vechi, construcție veche. Vedem aici niște indicii, triunghiul ăsta cum se construia înainte. Pe vremuri, aici era o fereastră mare care a fost astupată. E bine cât de cât că încă nu am florit natura la maxim și am loc să mă mișc puțin, dar destul de puțin, că uitați, pe aici n-am cum să intru. Cred că mi-ar trebui o macetă de-aia. La fel, acoperișul lipsește total. Nu risc să-mi pice nimic în cap. Pomii au crescut și în interior. La fel ca în conacul în care am intrat prima oară. Aici au astupat intrarea asta. Da. Destul de impracticabil. Deci nu prea pot să intru, dar nici nu am ce să arăt, sincer. Asta e, niște ziduri. Și vegetație necontrolată. Ce părere ai? Nu știu dacă la 1658 se folosea cărămidă, sincer. Adică nu știu dacă astea sunt construcții care datează de atunci sau încercările de renovare. Asta nu știu aici, dar conacul clar e. Da, dar are altă. Și cum să nu fie cărămidă? Se construia în cărămidă și înainte de asta. Ar trebui să intri puțin în beci. Nu vreau. Chiar nu vreau, nu știu. Dar o stare aiurea și de-a... Vrei să vin cu tine? Nu vreau. Treaba ta. Da. Mă așteptam la ceva mai spectaculos. Mă bucur că am văzut beciul. Ăla da, mi-a plăcut. Conacul, ce să zici,
dreapta niște ruine și cam atât. Nu cred că va mai fi refăcut vreodată. Într-adevăr, zona unde se află este foarte, foarte frumoasă, în mijlocul naturii aici, în pădure. Hai să-i dăm drumul și lui Bruno, să ne însuțească și el. Acum am terminat explorarea. Hai de bea tu! Hai! Bucură-te și tu de natură. Mai un câine pe acolo cu cineva. Bruno, vine aici! Și oamenii au ajuns cu gunoiul lor până aici la conac. Foarte frumos. Iar lângă conac, cheamă-l pe Bruno la tine, că e cineva cu un câine pe acolo. Bruno, du-te la mami, la mami. Haide, du-te la mami. Iar aici la fel, nu știu, cred că tot pe vremea comuniștilor. Ce-o fi putut fi? Nu știu. Păcat de construcțiile astea, care odată au fost folositoare. N-am nicio idee ce a fost aici. Cam atât de aici, de la conac. Spune și voi acolo ce părere aveți, lăsați un comentariu în secțiunea de comentarii, lăsați și un like dacă v-a plăcut și cam atât. Vă salut și vă urez o zi bună. La revedere!